Reprezentanții instituțiilor de învățământ din municipiu și ai compartimentului energetic din cadrul primăriei Făgăraș au discutat despre dezvoltarea durabilă a orașului. Aceștia s-au întâlnit în cursul zilei de ieri la o ședință care a avut loc în sala de ședință din primărie. Ca și dățile trecute, aceștia au avut parte și de participarea și sprijinul inspectorului județean școlar Victor Vijoli, care îi ajută în acest proiect. Astăzi prezint în fața invitaților noștri un mic PowerPoint privind dezvoltarea durabilă la nivelul municipiului Făgăraș, care s-a dezvoltat în ultimii ani. Aștept să avem un schimb de păreri cu persoanele prezente și să putem să găsim soluții pentru a reduce emisiile de gaze la nivel de municipiu. La întrunirea care a avut loc, trebuia să participe și un invitat special din Bruxelles, care a fost impresionat de campaniile de sensibilizare care s-au desfășurat până în prezent în municipiu. Deși acesta nu a reușit să ajungă din cauza unor probleme întâmpinate la aeroport, participanții la ședință au discutat și au făcut schimb de impresii despre acțiunile realizate și despre cele care vor urma. Astăzi ar fi urmat să avem printre noi un invitat special de la Bruxelles, Carlos Corao, dar și-a exprimat, regretul că nu poate fi alături de noi, deoarece în Bruxelles este grevă la aeroport, cameramanul s-a îmbolnăvit, mai puțin contează motivul, dar nu înseamnă că s-a anulat această acțiune și vă spun despre ce este vorba. Urmează să vină în Făgăraș, pentru că Făgărașul a fost ales ca exemplu de bună practică, a fost încântat de campania care am desfășurat-o în decembrie 2012, aprilie 2013, campania Vin pe jos la școală, și vrea să realizeze un filmuleț despre cum ne pregătim noi elevii pentru un viitor mai bun. De când municipiul nostru a fost admis în Convenția Primarilor, organizație care are ca scop creșterea eficienței energetice, în Făgăraș au avut loc diverse proiecte care au ca scop reducerea factorilor poluanți și a emisiilor de dioxid de carbon. Cetățenii s-au implicat în aceste proiecte și au arătat că vor un oraș mai curat și lipsit de poluare, motiv pentru care acum se pun la punct ultimele detalii pentru demararea unor noi proiecte. Una dintre măsuri pe care noi am și prins-o în planul de acțiune privind energia durabilă este aceea de comunicare cu cetățenii, de lucru cu cetățenii. Ceea ce se întâmplă și astăzi este un training, un schimb de impresii și găsirea unor soluții pe viitor. Ar mai fi găsirea unui mod alternativ de transport nepoluant, o să-l dezbatem astăzi în cadrul acestei sesiuni și sperăm să iasă totul ok. Prin campania de sensibilizare a populației vis-a-vis de factorii poluanți care ne înconjoară, până acum oamenii au început să meargă mai des pe jos, să economisească energie electrică, să colecteze selectiv deșeurile și să respecte natura.